Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ștefănești au oprit pentru un control în trafic luni 25 septembrie în comuna Dunești un autoturism condus de un tânăr de doar 23 de ani, care ulterior le-a declarat polițiștilor că nu deține asupra sa documentele personale. În urma verificărilor s-a constatat faptul că tânărul avea suspendat dreptul de a conduce, iar în momentul în care i s-a adus la cunoștință că urmează să fie condus la sediul poliției, acesta din urmă a avut un comportament agresiv, atât fizic cât și verbal, la adresa polițiștilor. În aceste împrejurări, conducătorul auto s-a urcat în autoturism și l-a pus în mișcare, părăsind locul respectiv în trombă. S-a procedat la urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 5 km când a fost identificat pe un drum de exploatare agricolă din localitate. În continuare, comportamentul conducătorului auto a fost unul recalcitrant și agresiv la adresa forțelor de ordine, motiv pentru care s-a folosit forța pentru imobilizarea acestuia. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar în acest moment se află în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Pe lângă dosarul penal și măsura reținerii dispusă față de acesta, a fost sancționat și contravențional cu amendă în cuantum de 2610 lei pentru abaterile la regimul rutier, respectiv neoprirea la semnal, lipsa documentelor prevăzute de lege și adoptarea unui comportament agresiv în trafic. De asemenea, tânăra care a intervenit și a încercat să împiedice forțele de ordine să dispună măsurile prevăzute de lege a fost sancționată cu amendă în cuantum de 6.000 de lei, conform legii 61 din 1998. Vreau să precizez faptul că de la începutul anului până în prezent, 20 de persoane au fost reținute ca urmare a nerespectării normelor rutiere.